Bună ziua! Mâine e 1 decembrie, zi în care majoritatea dintre noi vom fi liberi, ne vom gândi la familie, ne vom gândi la cei din jurul nostru și poate că e bine să ne gândim și la cei care nu vor putea să fie cu noi. Acesta este motivul pentru care azi i-am făcut o vizită și fac o vizită, de fapt, domnului general Stănculescu, la Jilava. Este foarte adevărat că, din punctul nostru de vedere, acum eu vorbesc din punctul de vedere al unui număr destul de important de oameni, generalul Stănculescu nu are ce căuta la Jilava. E la fel de adevărat că totuși este. Și atunci am să-l rog pe domnul general Stănculescu, ca început, să vă lanseze un mesaj pentru această sărbătoare, care este a tuturor, cea de 1 decembrie. Victor. Un arc de timp mare, mare și pentru țara noastră, mare și pentru importanța pe care a dat-o această zi de 1 decembrie unei noi Românii rotunde, cercul aproape perfect, pe care a mai încercat și alții să muște din el și în care a mai reușit să și muște și ne-a făcut să intrăm oarecum alături de alții care n-am fi dorit să fim cu ei, dar a trebuit să fim cu ei pentru ca să ne luăm și Ardealul înapoi. Ce urăsc tu poporului român? Pace, solidaritate, dorința de a fi împreună și a nu mai fi dispersați prin grija luptei câteodată neprincipiale între partide și, în special, o viață mai liniștită și ca românul să se uite întâi în țara lui și, pe urmă, să se uite la vecini unde s-ar duce și poate n-ar mai fi nevoie să se mai ducă dacă am avea tot ce ne trebuie aici acasă. Peste 2 milioane de români se uită peste gard și lucrează în afara României. Tu știi chestia asta. Acești 2 milioane sunt cei care produc o bună parte din fondurile, care oricum nu sunt suficiente, în devize ale României. Lor ce le spui? Munciți pentru voi, dar munciți și pentru țara voastră, de unde ați plecat. Aduceți ce puteți în țara noastră, a tuturor, poate idei noi, poate urmași mai mici pe care îi puteți face și în străinătate și care aduce acasă să facă o țară mai puternică din punct de vedere a unei populații mai numeroase, ca să nu rămânem peste câțiva ani cu o țară în care să ne întrebăm câți mai suntem. Bun, asta au fost urările pe care Victor Stănculescu ni le face tuturor pentru 1 decembrie.